În amfiteatrul mare al liceului Boris Stav Petrov Brața din Vârșeț, pe data de 10 mai, a avut loc o întâlnire de excepție cu Lavinel Orza, Pavel Gătăianțu și două speranțe tinere, Mircea Lelea și George Planianin. Randevul poetico-muzical intitulat Visul unui poet pe curcubeul vârșețean a surprins membrii cenaclului literar, tinerele condeie, care au ajutat la realizarea acestei întâlniri. Celor prezenți li s-a adresat și Tamara Peșici, directoarea liceului Boris Stav Petrov Brața, și profesorul Ion Berlovan, care a semnat regia artistică. Ați hotărât să veniți la Vârșeț și să ne aduceți momente poetice și muzicale în același timp. Cu ce prilej ne vizitați și ce ne aduceți? Păi eu o să vă aduc versuri noi, stihuri noi și să vizitez puțin copiii aceștia, pentru că la elevii de Vârșeț nu am fost de multă vreme. La fel, cu mine au venit și câțiva prieteni ai mei, care sunt foarte tineri și care vor interpreta câteva piese muzicale. Deci am venit să facem o după-amiază plăcută română de aici. Credeți că influențează asupra copiilor venirea dumneavoastră să se gândească mai serios la poezie și poate să înceapă și ei să-și dezvolte abilitățile de a scrie? Da, neapărat. Și nu numai poezie, noi o să avem program și câteva eseuri, câteva editoriale făcute la Radio Novi Sad despre Minescu, mă rog, ca să vadă cum lucrăm noi și ei să se oglindească ca mâine zi să continuă a ceea ce am început noi. Este o venire după mult timp, planificat și în continuare să ne vizitați? Da, asta e de fapt o probă generală, noi vrem să alcătuim un program de la toamnă, să facem o escaladă, respectiv un turneu în Banatul românesc. Oaspeții ne-au adus din creația proprie, ne-au dăruit din energia artistică și puterea creatoare, iar elevii au avut prilejul să simtă poezia altfel decât o simt în băncile școlare. Au fost momente frumoase, parfumate cu poezie și muzică. Yeah,